Doamne, Dumnezeul nostru, îți mulțumesc că am ajuns această clipă și voi fi recunoscător și pentru zilele ce mi le vei da mie pe acest pământ. Știu, Doamne, că toate-s de la Tine și toate-s cu putință doar prin voia Ta, așa că mă las, Părinte, în mâinile Tale, la această oră a rugăciunii mele, și fă Tu cum crezi că este mai bine. La Tine ne închinăm, Doamne, Făcătorule a toate cele din prejurul nostru, care ai făcut cerul și pământul, marea și izvoarele, toate cele văzute și nevăzute. Pe Tine, Tată Ceresc, Te lăudăm, îți mulțumim și Te rugăm. Caută cu milostivire spre smerita noastră rugăciune și primește mulțumirile, laudele și cererile noastre. Te rugăm, Dumnezeule, să ne dai răbdare și să mai ai Tu răbdare cu noi. Dă-ne înțelepciune, dar nu ne scăpa din călăuzirea Ta. Presară-ne dragostea Ta desăvârșită și fă-ne săritori la nevoințele aproapelui. Dă-ne nădejde nezdruncinată și toate virtuțile care ne trebuie ca să ne mântuim. Ajută-ne și ține-ne, Doamne, să nu ne depărtăm de Tine în niciun fel. Iartă-ne, Doamne, toate răutățile făcute până în acest ceas și Te rugăm acum, Dumnezeul nostru, să cauți cu milostivire spre sufletele noastre și să faci în ele schimbare către început nou, curat și binecuvântat. Dă-ne spor, Doamne, în munca mâinilor noastre și în restul vieții ce va veni. Ascultă-ne și ne privește rugăciunile, cântările și toate ostenelile noastre și dă-ne minte trează să înțelegem că nu avem nimic al nostru, ci am luat totul dintr-o ale Tale. Învrednicește-ne, Doamne, cu harul Tău. Miluiește-mă, Doamne, după mare mila Ta. Auzi-mă și mă călăuzește, căci vreau mântuirea. Dă-mi har și putere să-l biruiesc pe Satana și lucrarea sa. Doamne, noi, oile pășunii Tale, nu avem nicio altă apărare, ci numai Tu ești apărătorul nostru cel puternic. Și numai în Tine ne încredem, de aceea ne rugăm să ne ajuți și să nu ne lepezi de la fața Ta. Adu-ți aminte, Doamne, și de cei adormiți din neamurile noastre, părinții noștri, de toți frații și surorile care au plecat dintre noi, de toți cei ce s-au pomenit la sfintele liturghii. Pomenește-i pe toți într-o împărăție a Ta și nu ne lepăda pe noi de la fața Ta, că zidirea Ta suntem și pe alt Dumnezeu nu știm, ci numai Tu ești Dumnezeul nostru în care credem și căruia ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dacă ești creștin ortodox, abonează-te gratuit. Dumnezeu să te binecuvinteze!